Departamentul de fizică din cadrul Universității din Craiova a organizat în cadrul proiectului Cercetătorii Viitorului la Liceul Ștefan Velovan o lecție despre diferite forme de energie. 33,9% ar fi energie provenită din hidro. Ce înseamnă hidro? Cunoașteți vreo hidrocentrală? Ați văzut muzeul Porțile de Fier? Ați văzut turbinele acelea inimaginabil de mari care nu fac altceva decât cum convertesc, cum produc energie? V-ați pus întrebarea, care e mecanismul din spate? Că e ceva foarte banal, foarte simplu. Deci, efectiv, forța valurilor, apa, mă rog, nu valuri, în cazul de față are o cădere de, o diferență de nivel, da? Deci apa respectivă împinge niște turbine. Uite, turbinele sunt ca acest proiect făcut de Mihai, studentul nostru de la master. Deci ăsta este un proiect care este similar. Deci nu contează că e forța valurilor sau forța apei. Deci dacă e ceva care dă, mă rog, care efectuează lucru mecanic, deci noi suntem în stare să convertim, vedeți? Becul acesta luminează puțin. Deci așa trebuie să vă imaginați. Dacă e cineva care dă la pedale, hamster, sau la dinamo de la bicicletă, valuri, vânt, n-are nicio importanță. Convertim energia mecanică în energie electrică.